Iudita, capitolul 5, dedicată Domnului. Întâlnirea cu misionarul, decizia de a-și dedica viața în slujba lui, lucrarea și greutățile întâmpinate, boala. În biserica evanghelică din orașul M a avut loc o trezire spirituală binecuvântată. Trecuse cam o săptămână de când un evanghelist din altă parte a Rusiei sosise în mijlocul lor. Prin mesajele lui răscolitoare, pline de dragoste și de inspirație, Duhul Sfânt atinse inimile păcătoșilor, celor mai împietriți și înrăiți, și îi trezise la o viață nouă în Iisus Hristos. Mulți s-au pocăit și au găsit iertare și pace. Creștinii fură îndemnați la o nouă dragoste și la mai multă râvnă în lucrarea Domnului pentru a putea fi folosiți de El ca să îi aducă în turmă și pe aceia ce erau încă morți în păcat și departe de păstor. Aceste zile fură pentru foarte mulți zile de curățire și sfințire. În ultima seară, înainte de plecarea lui, evanghelistul a avut un mesaj în exclusivitate pentru creștini. Deschideți-vă ochii și priviți în jurul vostru, rosti el la încheiere. În ultimii ani, întreaga țară a fost saturată de sânge și de sângele fraților. În fiecare zi, mii de suflete nemântuite ajung într-un mormânt fără Hristos și în suferințe veșnice. Țara noastră este asemenea unui vulcan în erupție sau a unei mări înfuriate, ale cărui valuri se agită și răcnesc, ca un tigru flămând și nimic nu le poate liniști. Priviți în jur și vedeți mulțimile de oameni care pierd în valuri. Ascultați chemarea disperată după ajutor care vine din această mare de oameni. SOS-ul răsună din fiecare oraș, din fiecare comună și casă, de la țărmurile mării arctice până la fierbintele Colchis în Transcaucazia. Cine va întinde o mână frățească celor ce pierd? Cine va auzi și răspunde strigătul lor? Nu există nimeni? Se pare că fiecare este înarmat împotriva celorlalți. Nu trebuie oare ca noi, creștinii, să urmăm astăzi exemplul Domnului și Stăpânului nostru? Nu trebuie oare să uităm de noi înșine și să ne aruncăm în mijlocul elementelor amenințătoare ale certurilor și ale răzbunărilor omenești ca să salvăm sufletele nemuritoare din încleștarea păcatului și a satanei chiar cu prețul vieților noastre? Viața binecuvântatului nostru Domn și Mântuitor a fost cea mai prețioasă viață, nu numai de pe pământ, dar și din întregul univers, și El și-a dat-o pentru mântuirea noastră. Să credem noi oare că viețile noastre sunt prea de preț? N-ar trebui să ni le dăm de bunăvoie pentru salvarea altora? Este adevărat că aceia dintre voi care sunt în vârstă și nu pot merge să lupte cu lipsurile și greutățile și nici aceia dintre voi care au familii. Datoria voastră este să ajutați cu rugăciuni și să faceți ca odraslele voastre să crească în frică și cunoștință de Dumnezeu și să le asigurați pâinea cea de toate zilele. Dar voi, tinerii mei, frați și surori, sunteți tineri plini de viață și de energie, nu aveți piedici în calea voastră, sunteți liberi. Sufletele pierd și se duc în osândă veșnică. Domnul vă cheamă. Cine va merge? Pe cine voi trimite? Zice Domnul.
În această seară El îți vorbește prin mine. Cine este gata să ni se alăture grupului nostru mic și să meargă din oraș în oraș, din sat în sat, de la casă la casă, să predice Evanghelia și să caute suflete pierdute? Desigur, această muncă nu este pentru lași și fricoși. Ea cere curaj și rezistență, deoarece în drumurile noastre întâmpinăm foamete, oboseală din cauza călătoriilor lungi pe jos, persecuții și poate chiar și moarte. Eu însumi am experimentat multe greutăți și știu ce înseamnă. Prin urmare, vă avertizez pe toți cei care s-ar putea să vă gândiți sau să doriți să intrați în câmpul de misiune, să vă gândiți bine și să vă rugați înainte de a lua vreo decizie, să nu porniți și după aceea să dați înapoi la prima încercare. Dar pentru toți cei cu inima decisă, puternică, Domnul are un cuvânt. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Acum, deci, cine e gata? Cine va merge? Ultima chemare se stinse printre băncile înțesate. O liniște solemnă domnea în încăpere. Slujitorul lui Dumnezeu privea audiența rugându-se. Multe din inimile prezente aparțineau Domnului. Un număr frumos erau membrii activi, plini de râvnă, pentru a-și slăvi stăpânul. Dar a răspunde unui apel ca acesta păru un lucru prea greu pentru mulți. Flacăra teribilă a războiului civil devasta țara de ani de zile. În multe locuri foametea făcea ravagii, multe epidemii, rezultatul inevitabil al războiului și al foametei, se cerau viețile a mii de oameni. Așa că viețile și avuțiile oamenilor erau într-o mare nesiguranță din cauza soldaților și a bolilor. Nimeni nu se simțea în siguranță în propria locuință. A merge în asemenea vremuri, din loc în loc și a predica Evanghelia, era prea periculos. Ascultătorii acestui slujitor devotat și iubitor al lui Hristos înțelegeau acest lucru. Eu sunt gata să răspund chemării Domnului meu, se auzi o voce subțire, dar hotărâtă dintr-una din băncile din spate. Dintr-o dată cu toții se întoarseră să vadă cine era cea care a răspuns astfel apelului. Era o tânără cu un trup firav și cu ochii mari, frumoși și gânditori. Îmi dedic viața în întregime lui. Deși nu sunt puternică și nici potrivită pentru o astfel de muncă, știu că El poate să lucreze prin mine. Nu am experiență în lucrarea Domnului, dar îl iubesc pe El și pe aceea pentru care El și-a dat viața. Iudita, se șopti de la un capăt la altul al adunării. Da, era Iudita. Odată cu reîntoarcerea ei în orașul M, după dureroasa despărțire de părinții și căminul ei, Iudita continuă să lucreze ca să-și câștige existența. Dar fiecare minut liber pe care îl avea era dedicat slujirii din dragoste. Cea mai mare plăcere a ei era să-i viziteze pe bolnavi și să-i îngrijească. Îi mângâia pe cei întristați și îi ajuta pe nevoiașii din jurul ei. Duminicile și sărbătorile le petrecea ca mai înainte la țară, unde radia de bucurie și lumină, împărtășind mesajul simplu al mântuirii și ajutând oamenii în nevoile lor spirituale și fizice. Deși aceasta era o lucrare binecuvântată, Iudita își dorise de multă vreme să aibă posibilitatea să lucreze mai mult și să se dedice în totalitate lucrării. După ce ajunsese să-i cunoască pe țăranii ruși, simpli, needucați, care, deși se numeau creștini, știau prea puțin despre binecuvântatul mântuitor al oamenilor, ea îi înconjură din toată inima cu dragostea ei bogată.
În repetate rânduri se gândise să renunțe la serviciul care o limita și să se încreadă în Domnul în ceea ce privea nevoile ei materiale și să meargă în mijlocul acestor oameni, să trăiască alături de ei și să îi conducă la Hristos. Dar de fiecare dată amână, nefiind sigură dacă Domnul vroia ca și ea să facă așa ceva și nici dacă o asemenea slujire era pe placul lui. În timp ce îl ascultă pe acest om al lui Dumnezeu chemând lucrători, primi asigurarea că sosise momentul când dorința inimii ei avea să se împlinească. Iudita participase la fiecare întâlnire cu acest evanghelist, fiindu-i un ajutor credincios. Se rugase pentru el în timp ce acesta predica, iar la încheiere era mereu prezentă în camera în care se strângeau aceia care ridicase rămâinile și se ruga împreună cu ei. Predicile lui însuflețitoare întețiră în inima ei o dragoste și mai fierbinte pentru cei pierduți și un zel mai mare pentru slujire în via Domnului. Iudita nu pierdu niciun minut când auzi apelul. O voce încurajatoare îi spunea: acum este timpul, acesta este drumul pentru tine, Iudita. Dorul inimii tale va fi împlinit acum. Prin urmare, se ridică și spuse: sunt gata. Și într-adevăr era gata. Dumnezeu însuși își pregătise acest instrument pentru slava și gloria sa. La sfârșitul serviciului se consultă cu evanghelistul în privința detaliilor, iar acesta îi dădu o adresă și timpul când trebuia să se adune cu ceilalți misionari. Iudita era foarte fericită și mulțumită de faptul că Dumnezeu o călăuzise și o conduse într-un chip atât de minunat. Nu își făcu iluzii deșarte. Știa că drumul pe care îl alesese nu era ușor. Aveau să însemne renunțare de sine și greutăți, dar toate acestea nu o înfricoșau. Adânc în inima ei simți o pace și o bucurie de nezdruncinat. Siguranța binecuvântată a faptului că Dumnezeu mergea cu ea îi era foarte scumpă. Era calea lui, iar ea era decisă să calce pe urmele pașilor săi. Sosi ziua despărțirii. Mulți dintre prietenii ei, creștini, o conduseseră la gară. Una dintre fete, care lucrase mai mult cu Iudita decât oricare alta, o întrebă printre lacrimi: Iudita, dragă, ne părăsești pentru un timp îndelungat? Pentru câtă vreme te-ai alăturat acestei misiuni? Cred, draga mea Jean, că m-am dedicat Domnului și lucrării lui pentru toată viața mea, răspunse Iudita, privind gânditoare îndepărtare. Cel puțin aceasta este dorința mea. Lucrarea la care se angajase Iudita fu într-adevăr foarte grea. Avertizările evanghelistului nu fuseseră exagerate deloc. Fiecare zi aducea noi încercări și noi lipsuri. În unele zile, încercările erau mai grele decât se așteptase ea. O asemenea viață era foarte dificilă, mai ales pentru Iudita. Sănătatea ei nu era într-o stare prea bună și nu era obișnuită cu asemenea încercări, deoarece toată viața ei fusese sub îngrijirea continuă a părinților ei iubitori, precauți și bogați. Cei din jurul ei credeau că nu va mai putea să continue munca prea multă vreme. Dar dragostea și mila față de cei în suferință continuau să o inspire din nou în fiecare zi. Neavând puteri proprii, se rezema pe deplin pe acel care putea să-i dea toate lucrurile de care avea nevoie clipă de clipă.
Oceanul de suferințe și sărăcie care îi înconjura în fiecare zi cerea de la ei o doză mereu crescândă de renunțare de sine și de muncă fără preget. Pretutindere era evidentă o mare foame spirituală. Bărbați și femei, chiar și copii, cu toții erau obosiți și sfârșiți de lupta pentru existență, război și frica zilnică de moarte. Tânjeau și însetau după pace și odihnă în Hristos. Mulți acceptau Evanghelia, care le era predicată cu mult zel și cu mulțumire față de Dumnezeu. În fiecare localitate unde misionarii duceau vestea păcii, păcătoșii se prăbușau sub povara păcatelor și găseau iertare, pace și viață veșnică. Pe lângă foamea spirituală, misionarii erau întâmpinați în fiecare sat de sărăcie și boli. Acești oameni nenorociți erau lăsați fără asistență medicală și îngrijire adecvată, fiindcă doctorii și farmaciștii fugiseră să-și scape viețile și de aceea mureau cu zecile, adesea familii întregi. Existaseră cazuri în care membrii familiei muriseră unul după altul și cadavrele rămaseră în casă săptămâni întregi până s-a întâmplat că cineva le-a descoperit. Împreună cu ceilalți, Iudita se dărui din toată inima scopului ajutorării acestor suferinți, neprețuindu-și sănătatea și puterea în efortul de a face viața acestora un pic mai ușoară. Așa se desfășură viața Iuditei zi după zi. Domnul îi dăduse acest câmp de misiune și ea își îndeplinea partea cu mare bucurie și recunoștință față de stăpân. Era o vară deosebit de caldă. Aerul era fierbinte de parcă fusese încălzit la foc și de-abia se mai putea respira. Praful greu și necăcios de pe ulițe umplea camerele cocioabelor din satul în care erau mulți bolnavi. Nu era nicio scăpare de caniculă și praf. Cu câteva zile în urmă, un grup de străini sosiseră în acest sat din sudul Rusiei și se stabiliseră într-o casă de la periferie, care era așezată în mijlocul unei livezi. Trei dintre acești străini contactaseră tifos și erau foarte bolnavi, mai aproape de moarte decât de viață. Alții doi dintre ei îngrijeau cu schimbul de cei bolnavi zi și noapte. Era una din acele nopți fierbinți de vară. Aerul era arzător și sufocant. Era extrem de greu pentru pacienți care de abia mai putea respira. Toate geamurile erau larg deschise, dar nu se simțea nicio briză. Lângă fereastra care dădea înspre livadă era un pat pe care zăcea o fată tânără. De câteva ore era în delir. La o masă în apropiere ședea bunicul Asin. Așa era numit conducătorul grupului de către cei care lucrau cu el. El urmărea cu atenție pacienta care zăcea înaintea lui și care îl privea arătând cu mâna ei subțire albă îndepărtare, vorbind foarte repede. Deoarece pacienta îi se adresa, bunicul Asin se apropie străduindu-se să-i prindă cuvintele. Dezamăgit, dădu din cap. Nu putu înțelege niciun cuvânt, deoarece fata vorbea în ebraică. Dintr-o dată își recăpătă cunoștința și întrebă, întinzându-și brațul ei slab și tremurând. Nu m-ai înțeles, bunicule? Am crezut că ai înțeles tot ce am spus. Prietenul ei o luă de mână și îi răspunse în timp ce îi palpă pulsul. Nu, nu am înțeles niciun cuvânt. Cu cine ai fost? Ce te-a tulburat așa de mult, Iudita? Ai vorbit timp de aproape 2 ore și ai fost foarte agitată tot timpul. Oh, am avut o vedenie minunată, bunicule.
Dumneata și cu mine eram undeva într-un templu splendid, înțesat până la refuz cu evrei. Marele preot era acolo și el, îmbrăcat într-o robă preoțească frumoasă, impresionantă. În mijlocul templului am zărit un om îmbrăcat sărăcăcios, ședea acolo în tăcere. Ochii îi erau îndreptați înspre partea de răsărit a clădirii și acolo se odihneau asupra mulțimii prezente. Nu mi-am putut lua ochii de pe el. Cumva am simțit că acesta trebuie să fie Domnul Iisus Hristos, Mesia al lui Israel, cel ce a venit acum la poporul său. Și dumneata mi-ai spus că el este. M-am decis atunci că voi mărturisi înaintea acestei mulțimi că el m-a mântuit de păcatele mele și că el e gata și poate să mântuiască pe oricine. Am început să le spun ce a făcut Hristos pentru mine. În tot acest timp, el a rămas nemișcat. Am arătat cu degetul înspre el, spunându-le că el era acolo, în mijlocul nostru. Dar nu știu din ce cauză ei nu l-au văzut. Cu toate acestea, mulți dintre cei care au auzit cuvintele mele au început să plângă și să se bată în piept. Mulți dintre cei prezenți, inclusiv marele preot, și-au ridicat mâinile și au început să strige după iertare, plângând și văitându-se. Am fost atât de fericită de pocăința lor, dar a trebuit să înforțez vocea să mă fac auzită în ciuda zgomotului mare. Mi-a fost foarte greu. Să știi și știi, bunicule, acum mă simt așa de ușurată și de liberă, de parcă n-aș fi fost bolnavă niciodată. Domnul care mi s-a arătat mai înainte m-a vindecat. Oh, ce moment fericit și binecuvântat a fost să-mi văd poporul pocăindu-se înaintea lui Jehova. Mi-aș dori să mai am o asemenea vedenie. Cred că binecuvântatul nostru mântuitor, Iisus, va veni în curând să-și adune poporul din orice ținut, seminție și limbă. Probabil că el mi-a arătat templul măreț, care va fi zidit în Ierusalim în viitorul apropiat. Prietenul ei o asculta în tăcere. Această schimbare bruscă în Iudita, care în ultimele zile se luptase cu moartea, îl uimea nespus de mult. Ea îi povestea experiența ei, vorbind cu vocea ei normală, sănătoasă, iar ochii cu care îl priveau erau plini de bucurie. Pulsul și temperatura erau și ele normale. După o tăcere scurtă, îi spuse: Da, Iudita, Domnul va veni în curând pentru lumea întreagă și pentru Israel, după cum văd. Pentru tine, el a venit chiar în ceasul acesta. S-a atins de trupul tău bolnav și te-a vindecat. Lăudat și slăvit să fie Dumnezeu! Haide să-i mulțumim pentru bunătatea și mila lui și pentru ajutorul său minunat. Cu aceste cuvinte, servul lui Hristos îngenunche lângă pat și își vărsă inima în rugăciune și laudă pentru ajutorul minunat și dragostea lui Dumnezeu. În curând voi putea începe să lucrez din nou, nu-i așa? Întrebă pacienta după ce tovarășul ei se ridică de pe genunchi. Desigur, de îndată ce se recapesc puterile cu ajutorul lui Dumnezeu, vei putea să le folosești din nou pentru slava stăpânului. Ne vom bucura să putem lucra împreună din nou, dar deocamdată cred că cel mai bine și cel mai bun lucru este pe care ți l-ar putea da Dumnezeu ar fi un somn zdravăn. Trebuie să încetăm cu vorba acum, să fii fată cu minte și să încerci să dormi. Din acel moment, Iudita se refăcu repede. Era clar că Domnul voise să-și mai lase serva aici pe pământ pentru o vreme. Încă nu sosise clipa pentru ea să meargă acasă și să fie pe vecie cu el. Încă mai era de lucru pentru ea pe pământ, pentru ca Domnul să poată fi onorat prin ea. Multe suflete așteptau să fie conduse la Hristos prin lucrarea ei.
Domnul își manifestă dragostea și puterea, redând sănătatea copilei lui, când mai erau doar slabe speranțe de scăpare din boală. Perioada anterioară îmbolnăvirii fusese extrem de obositoare atât pentru ea, cât și pentru colegii ei cu muncă neîntreruptă și cu drumuri lungi, făcute pe jos de la un sat la altul, uneori între 30 și 50 de kilometri, câteodată fără mâncare, toată ziua și nu, rareori pe ploaie, uneori sub arșița arzătoare a soarelui. Pe lângă acestea, fiecare trebuia să care un bagaj în spate, cu Biblii și alte cărți, haine de schimb și lenjerie de corp și alte lucruri strict necesare. Mâncarea era foarte săracă și nu se prea găsea în acele vremuri. Și pe lângă toate acestea mai erau și persecuțiile din partea dușmanilor Evangheliei lui Iisus Hristos, care inventau tot felul de rele ca să le facă greutăți misionarilor. Oriunde și oricând aveau ocazia, aceștia îi hărțuiau, le făceau necazuri, adesea arestându-i în mod ilegal. Uneori grupuri întregi de împotrivitori înfuriați veneau la adunările lor gata să-i sfâșie în bucăți pe martorii adevărului și cum sfâșie lupii oile. Și ar fi făcut-o dacă nu ar fi intervenit Domnul în felul lui minunat. Cu puțină vreme înainte de a cădea la pat, Iudita fusese în vizită la săraci. Ajunsese la o casă de la marginea satului unde găsi câțiva copii bolnavi de moarte, pe moarte. Ambii părinți muriseră de aceeași boală. Copiii erau toți inconștienți. Zăceau jos pe pământ, pe un braț de paie murdare, într-un colț al încăperii. Nu aveau haine pe ei, ci doar câteva cârpe murdare, putrezite pe jumătate, care le învoleau trupușoarele. Peste tot mișunau păduchi. Nu era nimeni care să-i îngrijească și erau sortiți unui sfârșit încet, dar sigur. A trece pe lângă acești copii sărmani și nenorociți fu cu neputință pentru Iudita și pentru tovarășii ei. Deși Iudita nu se simțise bine în ultima vreme împreună cu ceilalți, începuse de îndată să încerce să-i scape dacă era cu putință. După o muncă grea, îndelungată și neplăcută de spălat, frecat și curățat, bolnavii s-au trezit în așternuturi proaspăt spălate, în odăi curate și bine aerisite, îmbrăcați în cămăși simple, dar curate. După câteva zile de îngrijire bună și plină de dragoste, pacienții se simțiră cu mult mai bine și se aflară pe cale de refacere, dar Iudita, obosită și epuizată, contactase tifos de la pacienții ei și se prăbuși sub povara bolii. Timp de săptămâni zăcu în pat, atârnând între moarte și viață, însă Tatăl Ceresc, plin de dragoste, veni în ajutorul copiilei lui credincioase. În toată perioada de muncă istovitoare și în timpul bolii, Iudita nu-i uită pe părinții ei iubiți și pe poporul ei. Nu mai auzise nimic de la ei din noaptea în care tatăl o alungase de acasă. Niciuna din scrisorile ei nu primi răspuns. Acesta fu cel mai greu test al credinței ei. De multe ori se rătrăgea în singurătate și căuta câte un loc liniștit unde vărsa multe lacrimi fierbinți și unde mijlocea la Dumnezeu pentru mântuirea părinților și surorilor ei. Uneori, povara devenea aproape de nesuportat la gândul că mama ei dragă o alungase cu un asemenea blestem pe buze. Gândul că mama ei ar putea muri pe neașteptate fără să aibă pace cu Dumnezeu și fără să se fi împăcat cu ea era o mare suferință pentru Iudita. Nici nu-i venea să se gândească la faptul că mama ei ar putea merge în pierzarea veșnică. În asemenea momente simțea o dorință aproape irezistibilă să meargă acasă și să-și implore mama să se împace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Dar imposibilitatea situației în care se afla o determinase să renunțe. Neputând să facă nimic pentru mântuirea tatălui, mamei și surorilor ei, Iudita se ducea mai des și cu mai multă ardoare în rugăciune înaintea Domnului pentru ei. Boala care o reținuse pe Iudita de la lucru câteva săptămâni trecuse
De îndată ce se simți în stare, se angajă din nou cu toate forțele în lucrarea binecuvântată de răspândire a Evangheliei printre acei care nu cunoșteau minunata bucurie a unei vieți sfinte în comuniune cu Domnul Iisus Hristos. O pagină ruptă din jurnalul ei și găsită întâmplător după plecarea ei acasă ne spune câte ceva despre această perioadă. Luni 1 septembrie 1919, lăudat să fie Domnul că m-a întărit din nou și pot să fac și eu ceva pentru Domnul meu. Vineri am fost în satul G, sâmbătă în satul H, duminică dimineața am fost la adunarea fraților ruși. După amiază am fost la biserica germană. După aceea, din nou la frații ruși. Mai târziu am avut o adunare a surorilor. După această întâlnire ne-am dus la serviciul de seară. Am cântat mult, am depus mărturii și ne-am rugat cu frații. Tatăl Ceresc și-a slăvit numele și ne-a binecuvântat din belșug. Iudita era întrebată adesea de către țăranii care se strângeau în jurul ei și de către bolnavii pe care îi îngrija, care îi ascultau mărturisirea simplă și sinceră a credinței ei în Isus. Cum se face că tu, o evreică, ni-l predici pe Domnul Isus? Căci evreii au fost cei ce l-au răstignit pe Hristos și ei nu-l recunosc nici până astăzi. De obicei, Iudita răspundea acestor întrebări în stilul ei umil, plăcut și simplu și le povestea felul în care l-a găsit pe Mântuitorul ei și cum și-a dedicat întreaga viață în slujba lui datorită faptului că singura ei dorință era să trăiască doar pentru el. Dar ești încă atât de tânără și ești așa de delicată și drăguță, o întrerupse odată o bătrânică în timp ce ea le vorbea despre prietenul păcătoșilor care și-a dat viața ca să ne salveze. Această bătrânică o ascultase cu multă atenție, iar pe obrajii ei zbârcise se prelungeau lacrimi. Pentru noi cei bătrâni a sosit vremea să ne gândim la Dumnezeu, dar tu ești încă așa de tânără. Stau aici și mă uit la tine, ești o fată atât de frumoasă și nu pot să nu mă gândesc la faptul că tu ești așa de diferită față de alți oameni. De ce, bunicuță dragă, nu sunt la fel ca ceilalți oameni? O întrebă Iudita pe bătrânică, privind-o cu ochii veseli și jucăuși. De ce, draga mea? Păi alții de vârsta ta nici măcar nu se gândesc la Dumnezeu. Ei se distrează și își caută drăguți și drăguțe, iar tu mergi din loc în loc cu rucsacul pe umerii tăi slăbuți și ne vorbești de Domnul Dumnezeul vostru, vindecând bolnavii și ajutându-i pe cei săraci. Și nici măcar nu accepți o plată pentru munca ta de la nimeni. De-ar trimite Dumnezeu mai mulți binefăcători buni și cinstiți ca tine la noi, oameni neînvățați și săraci. Iudita ascultă cuvintele venite din adâncul inimii sincere a acestei femei simple și nu putu să-și reține lacrimile de compasiune. Da, bunică dragă, adăugă ea după o scurtă pauză. Și am fost la fel ca toți ceilalți mai de mult. Am avut de toate din belșug. Mi-au plăcut și distracțiile. Am fost logodită cu un băiat bun, frumos și bogat. Am iubit plăcerile și m-am distrat ca și restul lumii. Dar într-o zi am auzit de Domnul și Mântuitorul meu și am renunțat la traiul meu păcătos și de asemenea la iubitul meu și am devenit mireasa Domnului Iisus Hristos. I-am dat lui inima și întreaga mea viață. El m-a învățat să iubesc pe toată lumea și să fac munca pe care încerc să o fac în mijlocul vostru. În ceea ce privește munca mea, el însuși îmi va da o răsplată minunată acolo sus în ceruri, când am să fiu cu el o veșnicie întreagă. Dar și aici, jos pe pământ, el a făcut așa de mult pentru mine și pentru voi toți. Și a dat viața lui scumpă pentru voi, a murit de cea mai crudă și dureroasă moarte pe cruce.
Dragostea lui cea mai mare față de noi, niște sărmani păcătoși, l-a determinat să o facă. De la noi nu cere nimic, decât inima noastră rea, împietrită și stricată de păcat, pe care vrea să o spele și să o curețe în sângele lui scump. Dacă îi dăm voie să o facă, după moarte ne va duce în minunata și slăvita lui împărăție cerească. Oh, copila mea scumpă, cât de mult doresc să fiu cu el și eu în împărăția lui. M-am gândit mult la acest lucru în ultima vreme, dar știu prea bine că sunt o păcătoasă rea și am păcătuit mult. Cum poate el oare să ducă o asemenea păcătoasă în ceruri când acolo sunt doar sfinți și oameni fără păcat? Am fost și eu odată tânără și frumoasă ca și tine. Dar vremea a trecut. Acum fața mi este acoperită de ridurile acestea urâte. Cugetul meu nu mi dă pace. El vorbește cu glas tare despre păcatele mele din trecut, deoarece viața mea în tinerețe nu a fost ca și a ta. Nu m-am gândit niciodată la Dumnezeu, la moarte și nici la faptul că într-o zi va trebui să dau socoteală de viața mea păcătoasă înaintea judecătorului cel drept. Atunci mi s-a părut că voi fi mereu tânără, frumoasă, sănătoasă, iar acum sunt doar o epavă bătrână. Sfârșitul nu mi este prea departe, dar după aceea mi-am trăit toată viața fără de Dumnezeu. Inima îmi este pătată și neagră din cauza păcatului. Toate le-am lăsat în urmă. Nu pot lua nimic în lunga călătorie care îmi stă în față. Doar păcatele mele și rușinea mă vor urma. Gândul la ceea ce mă așteaptă de cealaltă parte a mormântului mă înspăimântă. Petrec multe nopți nedormite gândindu-mă la acest lucru. De a avea milă de mine Dumnezeul cel îndurat și să-mi ierte păcatele cele multe. Lacrimi mari de pocăință neprefăcută se prelinseră pe obrajii ei uscați, paliți și zbârciți. Câteva ore mai târziu, la ușa bordeiului, o femeie schimbată, veselă, o sărută din toată inima pe Iudita de rămas bun. Ochii îi erau luminați de bucurie și pace, în timp ce îi ura Iuditei binecuvântări bogate de la Dumnezeu. Prin Iudita auzise pentru prima oară în viața ei de dragostea și puterea mântuitoare și salvatoare a lui Iisus Hristos. Și ea răspunse dragostei lui, dăruindu-i inima ei întunecată păcătoasă, pe care el, Iisus, o curăți și o spălă în sângele său ispășitor. Iar acum pacea, o pace minunată, și bucuria domneau în inima ei în aceste zile pe care le mai avea de trăit pe pământ. Domnul cel bun te-a trimis la mine ca un mesager al lui, ca un înger al lui, păstorul, cel plin de dragoste și de milă m-a căutat și pe mine, sărmana oaie pierdută, zise bătrânica plină de bucurie. Du-te acum la alți disperați, oameni bolnavi de păcat, așa cum am fost și eu. Du-te acum, du-te, draga mea, du-te, mireasă a lui Hristos. El însuși va fi cu tine oriunde vei merge. Eu nu pot să merg să-l servesc în acest fel, deoarece nu mă mai țin picioarele. Sunt gata acum să intru plină de bucurie în împărăția slăvită. Moartea nu mă mai sperie, dimpotrivă, mi-e dor de ea și o aștept. Un șuvoi proaspăt de lacrimi începu să-i se reverse pe obraj. Era fericită că a fost mântuită și salvată, dar în același timp îi părea rău să se despartă de Iudita. Rămâi cu bine, bunică dragă, de acum iubită soră în Hristos. Trebuie să plec. Sunt încă multe suflete pe care Mântuitorul vrea să le atragă la sine. Poate ne vom revedea în curând acolo, zise Iudita, ridicându-și fața radiind de bucurie înspre ceruri. Domnul să fie cu tine, soră dragă, în aceste zile din urmă. Ridicându-și rucsacul pe umeri, Iudita se uită pentru ultima oară în ochii noii sale prietene, după care o luă din loc.
În acest fel își petrecea Iudita timpul în lucrare. Dragostea lui Dumnezeu și numeroasele convertiri care transformau viețile într-un mod atât de vizibil o inspirau pe Iudita de fiecare dată. Munca ei nu era în zadar și nici lipsită de roade. Se întâmpla adesea că era întâmpinată cu răceală, uneori chiar cu dușmănie, dar sinceritatea ei, simplitatea și dragostea ei neprefăcută câștigau întotdeauna victoria și nu puțini erau cei conduși de ea la calvar, unde se puteau pleca în pocăință sinceră și se plecau jos cu rugăciuni și găseau apoi bucurie, pace și viață veșnică. Aceste situații erau surse deosebite de bucurie pentru Iudita și era foarte încurajată să vadă că acei cei arătaseră ură și ostilitate la început acum veneau înaintea lui Iisus Hristos și îi se plecau cu umilință, deoarece aceasta îi aprindea în inimă speranța că poate și părinții ei vor fi biruiți, în timp ce dragostea lui Hristos și că își vor pleca genunchii înaintea celui care îl urau acum, Mesia și Salvatorul lor. Încercarea care venise asupra Iuditei prin boala gravă nu trecu fără să lase un semn permanent asupra vieții ei. Iudita se ridică din pat o persoană schimbată. Totdeauna fusese plină de viață și de bucurie, dar acum parcă era transfigurată. Arăta de parcă ar fi fost de pe muntele schimbării la față unde gloria lui Dumnezeu i-ar fi apărut, iar acum s-ar fi reflectat asupra întregii ei vieți. Devenise mai tăcută și o umbră ciudată de melancolie îi se putea zări adesea pe chipul care altădată strălucea de veselie. Aceasta nu era tristețe sau doar ceva sau dor după ceva de pe pământ, ca de exemplu părinți sau prieteni. Iudita se gândea mai mult la lucrurile cerești după boala ei. Întreaga ei ființă părea să exprime un dor nespus după locașurile cerești. Sufletul îi înseta și tângea să fie acolo cu el. Cuvintele și acțiunile ei erau mai profunde și mai pline de seriozitate decât înainte. Această schimbare nu putea să scape ochilor colegilor ei, cu care era în contact zi de zi. Subiectele ei de conversație preferate în timpul călătorilor lungi dintre sate și orașe erau venirea Domnului, răpirea bisericii și întâlnirea cu el. Știi, bunicule, îi zise conducătorului grupului în timpul uneia dintre aceste călătorii. L-am văzut pe Domnul Iisus adesea în timpul bolii mele, în diferite forme și în diferite locuri, dar de fiecare dată era în legătură cu cea de-a doua venire a Lui. Nu știu, mi se pare tot mai mult că venirea Lui după biserică va avea loc în curând. Uneori mă gândesc că trebuie să-i auzim chemarea în orice clipă. O voce interioară, voce care m-a mângâiat, inspirat și îmbărbătat de atâtea ori în orice situație din viața mea după convertirea mea, dar în mod deosebit în perioada de persecuții și încercări, îmi spune mereu să fiu gata să mă întâlnesc cu Dumnezeul meu. Îl aștept să vină în orice clipă. Această lume mi-a fost dragă în trecut și am fost atât de preocupată cu lucrurile pământești, dar în ultima vreme toate acestea îmi par atât de străine și de îndepărtate de mine. În ultimele zile nici măcar nu am simțit povară și tristețe așa de mult gândindu-mă la părinții mei. Am putut să mă gândesc la ei liniștită. Nu simți și dumneata la fel? Nu, Iudita, răspunse evanghelistul, nu simt exact la fel ca tine. Dar și eu cred că venirea Domnului nostru este foarte aproape. Cred că El va veni cât timp mai sunt în viață pe acest pământ și îl voi vedea față în față. Dorința cea mai mare a inimii mele este să trăiesc și să le spun oamenilor de apropiata Lui revenire. Privindu-te, am observat o mare schimbare în tine de când cu boala. Câteodată m-am gândit că nu ți-ai revenit pe deplin și că ai reînceput lucrul
prea devreme. Multele privațiuni și greutăți sunt o povară prea grea pentru trupul tău firav. Uneori mi-a venit gândul să te trimit la unul dintre prietenii noștri creștini pentru odihnă și recuperare. Chiar astăzi m-am gândit la acest lucru în timp ce veneam pe drum. Ești destul de obosită și de epuizată. Oh, nu, frate, mă simt bine și sănătoasă, iar greutățile din drumul nostru mi se par mult mai ușoare decât înainte. Nu mă gândesc deloc la odihnă. Aș fi cea mai nefericită ființă dacă aș renunța la lucrul care îl fac, chiar și pentru o perioadă de timp scurtă. Gândurile și simțămintele pe care ți le-am împărtășit nu sunt rezultatul bolii sau al oboselii, ci în mod exclusiv al convingerii că Domnul Iisus mă va lua în curând la sine. Ultimele cuvinte ale Iuditei fură rostite aproape în șoaptă, iar fața ei, strălucind de bucurie și anticipare, era îndreptată în sus. Ochii ei îngândurați priveau la cer, de unde l-aștepta pe Domnul și mirele ei ceresc. Dacă e așa, facă Domnul să fiu gata să te întâlnești cu El în orice moment. Timpul nostru este în mâinile Lui. Poate că vremea plecării tale acasă este într-adevăr foarte aproape. Ori s-ar putea ca pentru noi toți și pentru toți sfinții Lui de pe pământ, clipa răpirii să fie iminentă. Sunt foarte sigur că ziua venirii Lui nu este foarte departe, deși nu simt întocmai la fel ca și tine. Prin urmare, haide să lucrăm cu credincioșie în aceste zile care s-ar putea să fie de pe urmă, ca atunci când El va veni să nu ne găsească lenevind, ci angajați în plin în lucrarea la care ne-a chemat. Vocea Lui ne cheamă și, mai mult ca oricând, în aceste zile la priveghere și lucrare. Vedem cum noaptea întunericului și a păcatului acoperă popoarele tot mai mult pe zi ce trece. Nelegiuirea crește cu repeziciune și se revarsă asupra pământului ca un potop. Dragostea din inimile multor creștini se răcește. Poporul lui Dumnezeu din Rusia este prigonit și persecutat de către guvern. Creștinii îndură foame, lipsuri și martiraj din pricina credinței lor în Iisus Hristos. În Europa de vest și în special în America, Domnul Iisus este respins și lepădat tot mai mult cu fiecare zi și aceasta de bună voie, fără presiuni și persecuții. Luminile bisericilor devin mai slabe pretutindeni, nenorocirile și durerile cresc și se răspândesc peste tot pământul asemeni unor monștri amenințători. Dumnezeu le trimite ca pe niște ultime mijloace de a trezi lumea și de a-și avertiza poporul că venirea Lui este aproape și ultima mare judecată asupra lumii se apropie. Lumea îl respinge și îl disprețuiește tot mai mult pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, legile și poruncile Lui. Și deoarece oamenii nu vor ca El să domnească peste ei, Dumnezeu le îngăduie pe precursorilor lui Antichrist să domnească. Obosită și nemulțumită de poruncile date de Dumnezeu, lumea culege haos și ruină. Un lucru însă îmi mângâie și îmi înveselește inima în ultimul timp și anume că în aceste zile întunecate de judecată ce s-au abătut asupra țării noastre, așa de multe suflete se trezesc din somnul păcatului și al morții și înviază pentru Dumnezeu, dăruindu-i Lui viețile și inimile lor. Așa că aceste zguduiri groaznice nu mișcă țara noastră în zadar.